După 2 ani de război la granițe și alți 2 înainte de pandemie, economiile europene trec printr-un șoc de lungă durată care începe o dezbatere de amploare. Este momentul să ne pregătim pentru o economie de război sau continuăm să trăim într-o economie în vreme de război? Oricum ar fi, termenii invocă măsuri drastice, cunoscute doar de generațiile care au prins ultimul război mondial. Totuși, semnificația rămâne aceeași. O reconfigurare completă a sistemelor economice care își concentrează atenția pe efortul de război. Rusia este deja adaptată la această conjunctură extremă. Cheltuielile militare cu apărarea și securitatea se îndreaptă spre 40% din cheltuielile bugetare și sunt așteptate să urce cu 70% anul acesta. O treime din creșterea economică se datorează cheltuielilor militare, iar acest lucru produce transformări în economie, care devine dependentă de industria și serviciile de război. În schimb, efectele asupra populației sunt majore: inflație, șomaj și o sărăcire accentuată. Dezbaterea în democrațiile europene a fost lansată încă de anul trecut, însă acum pare să fie într-un stadiu avansat. La Bruxelles și în câteva capitale ale continentului se discută aprins cum se pregătesc statele Uniunii în ipoteza unei confruntări de lungă durată, ce ar însemna trecerea la o economie de război sau la o conducere a economiei care pune un accent extraordinar de puternic și rapid pe obținerea unei independențe a resurselor, în paralel cu creșterea cheltuielilor militare. Discutăm cu academicianul Daniel Deanu, președintele Consiliului Fiscal, despre acest subiect. Bun găsit, domnule academician. Mulțumesc pentru invitație. Da, nu este puțin în afara dezbaterii interne, dacă o luăm așa strict o sens, vorbim despre economia de război și despre problemele europene, în condițiile în care toată lumea vorbește acum despre candidații la primăria capitale sau despre alegerile care vor fi în iunie. Totuși, noi trebuie să fim realiști. În jurul nostru se petrec lucruri care ne afectează și după aceea ne întrebăm de ce ni se întâmplă acel lucru. Și unul dintre motive este această dezbatere care a căpătat tracțiune în Uniunea Europeană. Ce facem? Dacă acest război continuă și nu va fi un război care se termine cu o victorie a uneia dintre părți, ci va fi un război de lungă durată, ne putem trezi în situația că va trebui să ne adaptăm și noi economiile. Cu toate sancțiunile asupra Federației Ruse, vedem că Federația Rusă a găsit breșa, metodele prin care să depășească această situație. Pe de altă parte, vedem că Rusia e prima țară care și-a adaptat economia la o economie de război. Prin urmare, ce se întâmplă în restul Europei, adică în statele Uniunii Europene? Acum, nu că vă contrazic, dar să nu uităm că de 2 ani de zile, mai puțin în ultimul timp, seară de seară, generali în retragere, unii chiar încă activi, vorbeau la posturile principale de televiziune din România. Deci nu este o noutate și nu pentru că ce se întâmplă acolo este o nenorocire în sine. Este devastator, pentru că și de o parte și de alta au murit sute de mii de persoane. Mi-aduc aminte doamna Ursula von der Leyen acum un an și ceva, s-a postat chiar pe site și după aceea a dispărut cifra. Vorbea despre mai mult de 100 de mii de victime în Ucraina. Deci nu răniți. Deci este o nenorocire ce se întâmplă acolo. Și pe măsură ce ostilitățile nu au conturat un învingător așa cum dorea lumea democratică, îngrijorările au crescut. De ce? Pentru că așa cum bine a subliniat dumneavoastră, Rusia de mai mulți ani are componente a ceea ce numim o economie de război. Să ne gândim la implicarea în diverse teatre de război, conflicte militare, unde rușii sunt prezenți. Deci, în Siria, în Africa, nu neapărat prin trupe convenționale militare, dar prin, de exemplu, grupurile Wagner sau cum le numim. Și turează mai mult într-un regim de război, mai ales că acum are războiul din Ucraina. Occidentul sau lumea democratică, Occidentul este prezent acolo, este prezent. Acestea nu sunt, acum nu mai sunt supoziții,
Sunt fapte relatate chiar de presa mainstream și peste ocean, dar și în Europa. Adică că sunt consilieri, că sunt experți în logistică care ajută ucrainienii, mă rog, și în modul în care răspund prin drone la atacuri și... Acestea sunt lucruri clare în momentul de față. Însă pe măsură ce lucrurile nu se îndreaptă împotrivit unor scenarii care erau contemplate de strategi, de planificatorii politicilor în acest domeniu, se pune o întrebare legitimă. Ce facem? Și ați mai spune ceva, că putem discuta care poate să fie deznodământul acolo. Opinia mea este că indiferent de deznodământ, deci indiferent de deznodământ, deja se intră într-un război rece, cu dimensiunea europeană, pentru că mai există o confruntare geopolitică care este ca o înfășurătoare între Statele Unite și China. Principalul rival al Statelor Unite este China. Și pe plan economic, și pe plan tehnologic, și pe plan de, militar, apropo de contenciosul privind Taiwan. Însă teatrul de operațiuni din Ucraina este important. De ce? Pentru că el se încadrează în ansamblul acestei confruntări, mai ales că Rusia primește sprijin considerabil economic. Nu vreau să mă pronunț în privința sprijinului militar, dar și de la alte țări primește Federația Rusă, așa cum Ucraina primește de la toate statele din NATO și în principal de la Statele Unite. Se intră clar. Deci se intră într-o perioadă de război rece, acel dividend al păcii de care a beneficiat lumea după prăbușirea comunismului și care a însemnat mult. Pentru că armatele erau mai mari, stocurile de armament erau mai mari, fluxurile care reîntrăgeau stocurile de armament erau mai intense. Și acum greutățile sunt foarte mari. Rusia, având această deja rutină, fiind și o economie mai simplă, deci cetățenii ruși nu consumă atât de mult și nu atât de diversificat cât se consumă, să spunem, în lumea occidentală. Este mai simplu acolo de redistribuit resurse. Federația Rusă așa a spus și e corectă această constatare a dumneavoastră și a altora. A putut eluda sancțiunile. Și din motiv foarte simplu. Deci nu avem un simplu aliniament. Lumea occidentală versus Federația Rusă. Deci lumea este multipolară. O mare parte a Sudului global nu este în această confruntare, a rămas neutru și în continuare desfășoară relații, are relații economice cu Federația Rusă. Deci este un tablou foarte complicat. Războiul rece a fost deja inițiat. Și ce înseamnă acest război rece? Până la cum putem denumi sau identifica o economie cu trăsături de ceea ce numim una de război. Deci este clar că Europa se fragmentează și blocurile sunt mai bine definite prin lărgirea NATO, da? Suedia, Finlanda care au intrat în NATO și Suedia a intrat cu un arsenal foarte important, militar, în NATO. Fluxurile economice se fragmentează clar și n-am în vedere numai gazul natural care alimenta și țiseiul care alimentau Europa și care proveneau din Federația Rusă, dar relații economice, comerciale. Vedem că această fragmentare se vede pe plan mondial. Votul covârșitor din Congresul American privind obligarea celui care deține TikTok-ul să vândă unor americani. Nu știu cum se va face acolo, pentru că mi-e greu să cred că o companie chineză poate se va retrage de acolo, dar are sute de milioane de utilizatori
Sunt 150 sau da, mai în Statele da. Unite. Oricum și... economia se va fragmenta în continuare da, da. În lume. Europenii au o altă abordare, nu a Statelor Unite, pentru că Europa aici manifestă o ambivalență. Europa nu se poate rupe de China în totalitate. Nu are cum. De Federația Rusă încearcă să se rupă. De China este greu. E greu să te rupi. Pentru că este o piață enormă, livrează multe produse, nu știu, aici este de văzut. Și mai e ceva, eu n-am un răspuns, pentru că mie mi se pare că este o catastrofă ce se întâmplă în lume în momentul de față, având în vedere că totuși la nivel global lumea are nevoie de bunuri publice globale. Cum vom lupta împotriva pandemiilor? Care ne vor mai vizita? Cum vom lupta cu eficacitate împotriva efectelor schimbărilor climatice, dacă nu se va colabora? Dacă, din rațiuni de securitate, militare, toate celelalte considerente vor fi puse în dulap și vom închide cu cheia. Adică, colaborarea cum? Deși ați văzut că o navă spațială, iar pleacă sunt astronauți americani și un astronaut rus. Sunt convins că între Pentagon și Ministerul Apărării din Rusia există. Se discută, pentru că totuși nu poți să te îndrepți către, chiar dacă rușii amenință adesea cu... Ar fi totuși în acest plan al discuției și această prezentare pe care ați făcut-o, să spunem, contextul în care ne aflăm. Discuția a fost lansată în Europa. Avem un comisar, domnul Thierry Breton, care a spus de mai multe ori că România și economiile trebuie să intre în regim, trebuie să intre în regim de război, pentru că europenii, și vă spun și din discuții pe care le-am și eu, nu neapărat publice, la care am participat, și iau o teamă mare că dacă fostul președinte Trump va ajunge din nou la Casa Albă, se va întâmpla ceva. Gândul meu este că nu se va rupe NATO și Statele Unite nu vor ieși din NATO. Este posibil ca aceste declarații ale fostului președinte să aibă în vedere ca europenii să nu mai fie free riders, adică să cheltuiască mai mult pentru apărare, pentru că decenii europenii au avut, să spunem, pălăria de securitate pe care americanii au furnizat-o, și nu numai fiindcă europenii făceau o mare favoare Europei. Americanii au avut acest interes strategic. De la primul secretar general NATO, care spunea keep the Germans down, keep the Russians out, keep Americans in. Asta a fost o deviză și care s-a verificat în istorie. Pentru că, oricât ar fi, eu zic, americanii acum sunt tot mai mult obsedați de ce se întâmplă în Asia. E confruntarea cu China, dar nu pot să lase Europa. Însă vor cere europenilor să cheltuiască mai mult. Și comisarul francez a pornit, să spunem, de la aceste constatări. Noi nu avem, practic, o industrie europeană de apărare. Noi avem industrii naționale de apărare. Există diferențe foarte mari și nu mă refer atât la faptul că Franța și Marea Britanie, care nu mai este în UE, dar are o industrie de apărare care beneficiază și de forța de lovire nucleară. De fapt, e vectorul de descurajare. Pentru că aș mai spune ceva apropo de discuțiile de la noi interne. Am văzut chiar niște afirmații ale unor militari de la noi activi care spuneau că să ne pregătim că vine războiul, cam așa se anunță. Doamne, trebuie să ne pregătim să avem capacitatea de descurajare, și nu numai românii, că noi nu vom putea să-i descurajăm pe ruși, noi, românii. Deci europenii trebuie să aibă o capacitate de descurajare, iar capacitatea de descurajare înseamnă să ai tot ceea ce trebuie dintr-un arsenal care poate să descurajeze pe celălalt. Așa ceva trebuie să avem. Aceasta este o dezbatere, pentru că oricâte arme nucleare ai avea în comparație nu avea suficiente. Da. Pe de altă parte, a spus foarte corect, și asta e o discuție care se poartă destul de serios, și anume, europenii au mai multe industrii de apărare. De fapt, naționale. Industrii naționale. Așa este. De exemplu, Europa produce numai pentru un singur avion de luptă vreo 4.
tipuri. În timp ce americanii au un singur pe care îl folosesc. Aici nu avem ce să facem. Da? Pe de altă parte, de cât ori se vorbește de, acum, în prezent, despre achiziții centralizate de armament, discuția este foarte greoaie. Pentru că este greoaie și vă spun și de atunci, ce. Și atunci cum să ne mobilizăm noi în Europa? Să fim... Asta este discuția. Nu o să rezolvăm acum în 30-40 minute care au mai rămas. Ce vă pot să vă spun este că acesta este marele avantaj în afară de dimensiunea economiei americane, care este la mare distanță ce înseamnă Europa și nu ar vrea acum neapărat la economie, comerț și așa mai departe, la capacitate tehnologică. Are o supremație incontestabilă și va fi în continuare. Cheltuielile lor militare, mă refer la americani, ca procent din PIB sunt mult mai mari și PIB-ul lor e mai mare decât acela al Uniunii Europene. Nu vorbesc de excelența, spunem, armelor celor mai sofisticate. Ați punctat foarte bine. Francezii cu avioanele lor, britanicii cu avioanele lor, italienii, suedezii cu avioanele lor. Este o discuție însă care va dura. Va dura. Așa cum nu ai o integrare economică și politică deplină, integrarea în domeniul militar nu este mai puțin complicată decât integrarea politică. Pentru că noi nu avem o coagulare a intereselor naționale atât de adâncă în Uniunea Europeană care să producă asemenea vectori de profilare a Uniunii Europene ca un rival autentic din punct de vedere economic și un colaborator de aceeași anvergură pentru americani. Deci mă refer pe plan internațional. Nu este așa. Însă, spre deosebire de americani care sunt dincolo de Atlantic și care sunt apărați și de Pacific și de Atlantic, Europa este în Europa. Când spun Europa este în Europa, mă refer la Uniunea Europeană. Iar ce a făcut Federația Rusă, și nu discut acum de ce a făcut Federația Rusă, pentru că ei reproșează europenilor că nații nu cont de modul în care noi percepem securitatea națională, că v-ați apropiat foarte mult de granițele noastre și așa mai departe. Deci e o discuție, dar ce a făcut în sine, că a intrat într-un alt stat, că a încălcat niște reguli, să spunem, ale ființării în lumea internațională, având niște reguli care să fie acceptate. Pentru că de aici concluzia este că cine are putere militară mai mare și are resurse mai multe, poate să facă orice. Regulile tocmai de aceea există. Și asta s-a încercat după al doilea război mondial și prin tot felul de convenții, inclusiv cum să reglementeze un conflict militar. Și acolo există reguli. Ce ar trebui, să spunem ca o concluzie, pentru că ne apropiem de final, ce ar trebui să înțelegem noi, ca români, din toată această dezbatere? Pe de-o parte, este această ambivalență, vorbim de economie de război sau de economie în vreme de război. Și dacă nu e economie de război, să stabilim că deocamdată nu vorbim de așa ceva, atunci ce economie este aceasta? E așa cum o vedem noi acum și o știm de 10 ani sau 20 de ani, sau va fi ceva care se va schimba? Domnule Lucaci, cheltuieli militare sporite care sunt inevitabile. Dar una este să te duci de la 2% la 2,5%, chiar la 3% din PIB, și altceva, polonezii încearcă să aloce 5% din produsul intern brut. Anul trecut, parcă au avut puțin sub 4% din PIB. Este foarte mult. Este foarte mult. Înseamnă o restructurare a economiei. Trebuie să iei resurse de la alte utilizări pentru domeniul militar. Este un efort considerabil. Ce faci într-o țară ca România, unde ai venituri fiscale foarte joase, în care ai de înfăptuit o consolidare fiscală în câțiva ani? Fondurile europene te pot ajuta în anumite măsuri. De pildă, dacă la nivelul Uniunii Europene se vor dezvolta instrumente de finanțare a cheltuielilor sporite de apărare și se imaginează așa ceva, dar și acolo există o poziție. Franța pledează pentru așa ceva.
se frugale, se împotrivește, Germania nu este de acord. Vedeți dumneavoastră, asta este din păcate Uniunea Europeană. Nu este nici în vremuri de război. Știți, nu există suficientă... Noi spunem că Uniunea Europeană are mai multă coeziune acum, că NATO este mai puternică. Apropo de declarația lui Jens Stoltenberg, că din acest punct de vedere Federația Rusă a pierdut. Însă trecând linie, este clar că toate statele trebuie să sporească cheltuielile militare, trebuie să pregătească și populația. Vedeam tot în Polonia, își pregătesc de la adăposturi până la faptul că spitalele trebuie să intre în urgență, trebuie să intre într-un regim. Așa cum pandemie, vă aduceți aminte, eu chiar am asemuit lovitura pandemiei cu șocul pandemiei, cu un șoc care a transformat economiile în... le-a conferit trăsături de economii de război. De ce? Pentru că a trebuit să realocăm resurse în sistem, am văzut spitalele că nu mai făceau față. Păi spitale, de pildă, pot să nu facă față la un flux constant de oameni bolnavi, de răniți, Doamne ferește. Eu sper că eu vă spun că sunt oripilat de să văd ca în Europa din nou să trăim vremuri, așa cum s-a întâmplat în fosta Iugoslavie și cum se întâmplă în Ucraina. Deci trebuie să ne pregătim pentru a evita războiul. Pentru a evita, nu pentru a invita războiul. Da? Că Ucraina acum este și un poligon de încercări pentru tot felul de arme. Și asta este foarte grav. Da? Deci, resurse alocate pentru apărare, ca să nu spun în armare, pregătirea populației, trebuie o colaborare foarte strânsă între armatele din statele membre ale Uniunii Europene și este foarte bine că noi colaborăm, România colaborează cu Polonia, cu țările baltice, toate țările pe acest flanc estic, că avem detașamente care sunt în România, căror componență este formată din militari din Franța, din Portugalia, din... Deci, noi trebuie în Europa să evităm un război cald. Asta este. Va fi un război rece. Însă războiul, și ca să fie evitat, să spunem că va îngheța conflictul din Ucraina. Și va trebui să înghețe la un moment dat. Pentru că nu putem să decimăm... Adică, ce decimare? Că e puțin spus. Mai ales că rușii depășesc numeric pe ucrainieni. Finalul, pentru că dumneavoastră aveți un rol important prin instituția pe care o conduceți ca președinte Consiliului Fiscal, ne putem aștepta, nu acum, poate peste 6 luni, poate peste un an, să vedem o redirecționare, alocare de fonduri în mod deosebit către zona de apărare, o spunem generic de apărare, ceea ce ar duce la o, să spunem, dezechilibrare a actualului buget național. Noi vedem cât de greu să obțin banii pe situația... Bugetul actual are un dezechilibru structural foarte mare. Dacă va trebui să alocăm, cred că mă repet, în NATO se face recomandarea ca toate statele să aibă cel puțin 3% din produsul intern brut. Noi nu avem 3% din produsul intern brut alocat apărării. Pentru noi este o povară în plus. Și ar fi o povară în plus, dar vedeți, îi spun povară, e propriul spus, pentru că cheltuielile de apărare, de fapt, dacă ne asigură, sau nu pot să garanteze în totalitate, dar dacă ne garantează mai bine că nu se va intra într-un război prin faptul că toți împreună, nu România singură, toți împreună vom descuraja o agresiune împotriva unui stat membru al NATO, și noi suntem chiar la graniță, să nu uităm acest lucru, nu mai putem să spunem că este o povară. În politica bugetară, în politica publică, ai de-a face cu compromisuri. Nu poți să obții totul. Și alegerile trebuie să fie înțelepte. Pentru apărare va trebui să alocăm mai mult. Va trebui să creștem veniturile fiscale. Lamentările pe care le auzim de o parte și de alta, că ni se iau bani din buzunar, nu se iau bani din buzunar. Statul trebuie să asigure bunuri publice pe măsură, pentru educație, pentru sănătate și nu din instanță, pentru apărare. Asta trebuie să înțelegem toți. Deci, nici sectorul privat, care deseori plânge, el nu va putea să funcționeze cum se cuvine în vremuri sau în condiții optime în vremuri de război. Nu mă refer neapărat la conflict militar pe teritoriul României,
Dar în situația în care s-ar putea să ajungem să raționăm unele produse, să le raționăm. Să raționalizăm. Restul raționare, pentru că dai cupon. Dai cupon pentru pâine. Să ne aduceam pentru de ulei. Vremurile în perioada Ceaușescu. Nu, numai perioada Ceaușescu. Care spune că piața reglează oricum. Dar nu poți să lași de pildă detașamente mari de oameni să n-aibă acces la ulei, la pâine și la lapte, pentru că lași numai piața să regleze. Piața nu trebuie să regleze în vremuri de război. Eu nu spun ca în vremuri de război. Piața are o funcție limitată însă într-o economie ca în vremuri de război. Asta s-a văzut și în faptul că am plafonat niște prețuri la energie. Pentru că am încercat să nu se explodeze și să nu lovim cetățenii și industria. Apropo însă de plafonarea la energie, ar trebui totuși, cred eu, un alt mecanism. Pentru că cel de acum, sigur, plafonează, dar nu permite scăderea tarifelor la utilități. Dacă prețurile scad pe piața mondială, nu putem să fim blocați în această plafonare. Deci ar trebui ca Ministerul Energiei și Guvernul să regândească acest mecanism. Deci se intră în alte vremuri, acest dividend al păcii se termină și el este în această pierdere, se va vedea în cheltuieli de apărare sporită. Nu înseamnă că oamenii nu vor merge în vacanță, că oamenii nu se vor putea bucura de un spectacol, de o vacanță. Deci, nu, acestea rămân. Dar ca să ne bucurăm mai mult sau să ne bucurăm ca și până acum, va trebui să alocăm mai mult pentru apărare, pentru a descuraja orice agresiune împotriva României, împotriva Uniunii Europene.